Eu, dragi prieteni din Fecioară, haideți să vedem dacă rămâneți împreună, da sau nu. Gândiți-vă la persoana despre care vreți să știți, să vedem dacă dumneavoastră veți rămâne împreună. Nu aveți încredere. Există un divorț. Există o altă relație. Deci aici... Unde să vedeți mai bine? Aici văd o căsătorie care se termină. O relație care se termină. Sau este în pericol din cauza falsității. Poate să fie o relație de mulți ani care se termină. Sau... ca și când dumneavoastră sunteți divorțați de cineva cu care ați stat foarte mulți ani. Și sunteți acum cu altcineva, dar parcă vă întoarceți la persoana cu care ați fost foarte mulți ani. Înțelegeți? Deci fecioara se întoarce la persoana cu care a fost foarte mulți ani, de care este despărțită, despărțită. Cu persoana cu care sunteți acum nu vă, cum să spun, nu vă împlinește așa cum vă doriți. Vă gândiți la cineva din trecut. Deci aici dacă rămâneți împreună, nu, parcă vă întoarceți la cineva din trecut. Vă întoarceți la o persoană de demult. O să fiți cu altcineva oricum, nu împreună. Nu împreună, nu. Poate să aveți o relație de mulți ani care se termină. Cam asta a fost pentru Fecioară. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.